astăzi sunt împreună cu bunica mea, salută și tu copii. Bună ziua, copii! Cum ați văzut și ieri, acum sunt cu bunica Fănica, ieri eram cu bunica Mioara, dar bunica Mioara s-a dus până în București, are niște treburi de rezolvat, dar după aia o să vedeți și pe ea cu ambele bunici. Da, da, da. O să facem mai multe videoclipuri astăzi, dar acesta va fi primul videoclip după ziua de astăzi. Deci haideți să începem. Da. Ce o să facem azi? Prezentăm două slime-uri. Care este mai bun? Slime-uri. Și sunt făcute în casă? Da, acesta l-ai făcut tu? Da, acesta l-am făcut eu și acesta l-am cumpărat. O să le comparăm să vedem care este mai bun. Da. Cu care vrei să începem? Hai pe la miros. Miroase foarte bine. Și acesta. Poate a fi Nivea în el. Nici nu poate să suport. Ăla e toxic. Ok, deci haideți să începem cu care. Hai mai bine cu ăsta că este mov. Da. Și cu o tonă de sclipici, dar o tonă. Este pe scăunel. Da, da, da. Vai, ce frumos se întinde. Și este și clear. Clear înseamnă transparent. Da. Ia. Wow. Hai să vedem dacă este fake. Am mai știut ce înseamnă fake asta. Da. Da. Este da. Fake. Se aude, da. Hai atingi-l și tu și să-mi spui ce părere ai despre el. Se simte foarte bine sclipiciul. Este rece. Ca un și slime. Ușor, și ușor. Și are mult, mult sclipici. Și acum să facem așa o... Ia, tu întinde-l și o întinde așa. Ia uitați. Mică oglinjoară. Oglindă, oglinjoară. Cine e cea mai frumoasă din țară? Biencuța cu slime-ul ei, făcut de ea. Ok, pune... Ok, deci ăsta, eu îi dau nota 10 cu felicitări. Și eu la fel. Da? Da. Ok, hai acum slime-ul acesta care mi se pare că este ăsta. Acesta e făcut tot de tine? Nu, acesta este cumpărat. A, e cel cumpărat. Era mai mult, dar l-am adăugat într-un slime. Am vrut să văd ce este. O să vă arătăm la sfârșit. Acesta este slime. Cred că nu-mi place albastru. Așa? Să-l atingi. Da, arată sticlos așa. Da. Ia, întinde-l. Întinde-l. Nu miros, zic că nu miros. Întinde-l. Ia, arată bine. Da, se rupe. Deci nu merge. Nu merge. Eu o să-i parcă dau... ar fi o gumă. Da, da. O nici gumă chiar. Parcă guma. Parcă guma se întinde. Da. Da. Deci eu la acesta-i dau nota 2. Da? Îmi place doar culoarea. Nu, eu nu cred că 2 merită. Eu cred că i-aș da un 7. Nu, 5. 5 sau 4. Ce exigent ești. Nu, eu rămân la 7. Nu, eu 6. 6 îi dăm. Deci, ăsta, vă spunem. Și parcă după ce te joci cu ăsta, parcă rămâi așa, da. Usuros. În da. Rest, după acesta, da. Nu simți nimic. Ăsta e perfect. Acum o să vă arătăm combinația, amestecătura cu acest slime. Nu, amestecătura, nu. Cum s-a deci acesta este slime-ul care am amestecat din acest slime și dintr-un slime care l-am eu sus. Da. Făcut de mine, deci cumpărat. Să vedeți ce a ieșit. Deci mi-a stricat slime-ul. Da, cel făcut de tine era da. Mai bun. Era, știți cum se întindea ăla? Deci l-a acum, stricat. Acum asta e. Omul din experiență învață. Da, adică... Și din multe greșeli. Haideți să vă spun... Haideți să... Eu ador. Pe asta mă... Dar ia să încercăm cu cel galben. A, da, mai avem un slime galben, tot făcut de mine. Este butter. Da? Deschide-l tu. Mie îmi place culoarea galbenă. A mea este preferată. E albastru. Să ți-ai schimbat-o. Ba da, tot albastru. Dar de data asta albastru ăla... Culoarea e frumoasă, dar nu-mi place... Nici mie. Se pare că ăsta e bun.
Ăsta este făcut de mine. Vai, și tot frumos miroase. Da, mi se pare că ăsta miroase cel mai bine. Cel mai bine, da. Mai foarte frumos miroase. Și uitați, zici că butter în engleză înseamnă unt. Da? Da. Și este ca untul, vedeți? Ca untul. Da. Cum l-ai pâine, pune pe pâinică da. Să-l mănânci dimineața. Și uite, se întinde. Copiii știu că mai am făcut ce să le-am butter. Uite, asta înseamnă. Vezi? Da, uite, exact ca și când ai pune pe pâine. Deci, acesta îi dau tot așa 10 cu felicitări. Da. Deci, au câștigat slime-urile făcute în casă. Bravo, Bianca, că sunt făcute de Bianca, nepoțica mea, frumoasă lui mamă. Ok, dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați mare. Like. Și să vă abonați, uitați aici. Și să vă abonați. Aici. Ok. Vă pupăm. Salutare, dragi copii.